Bună ziua, bine ne regăsim la a treia zi de Fit Talks, de data asta cu un scriitor, domnul Matei Vișniec. Mă gândeam înainte de a pregăti întrebările pentru dumneavoastră că, deși sunteți scriitori, iar eu fac de multă vreme interviuri cu scriitori în toate formele posibile, și pentru festivaluri, și la radio, și pentru presa scrisă, s-a întâmplat că până acum nu ne-am intersectat niciodată. Spre norocul meu, pentru că ne întâlnim acum într-un loc foarte frumos, într-un context extrem de plăcut și e începutul. Haideți să începem cu prezența dumneavoastră la festivalul acesta. Aveți două evenimente, să le spun așa. Povestea urșilor Panda, un spectacol care o piesă pusă în scenă de teatru Radu Stanca, jucat în germană și care se va juca sâmbătă la Centrul Cultural Ion Besoiu. Dar înainte de asta, vineri, o lectură dintr-o piesă în lucru, sau poate e și terminată deja, la Biblioteca Județeană, vineri, de la ora 14. Haideți să le luăm pe rând. Povestim întâi despre Povestea urșilor Panda, care este un text cumva clasic de-al dumneavoastră. E deja vechiuț, ca să zicem așa. Cred că l-am văzut, dacă nu mă înșel, Teatru. Nu, de mult, anii 2000, nu știu unde s-a jucat atunci. Nu mai țin minte, oricum l-am văzut atunci. Haideți să vorbim despre el. Poate da, ieși pe cel mai lung titlu al dumneavoastră. Titlul este Frumoasa călătorie a urșilor Panda, povestită de un saxofonist care avea o iubită la Frankfurt. E un titlu... Perioada titlurilor lungi. Da, perioada titlurilor lungi. Sigur că e o piesă pe care am scris-o în Franța. Și am abordat atunci, într-un fel, un nou drum stilistic, adică am încercat cu puține cuvinte să spun cât mai multe lucruri. Deci este o piesă ping-pong, în nouă nopți, cu două personaje, cu mare economie verbală, dar cu multă imagine. Și, într-adevăr, e o poveste de dragoste, două personaje, cum spuneam. Aș povesti în două minute câteva anecdote. Sunt mai multe cupluri care s-au căsătorit pe acest proiect în Franța și în România, iar un cuplu, nu spun cine, după ce că s-au întâlnit pe acest proiect, s-au căsătorit, s-au iubit, au divorțat, dar continuă să joace în această piesă. Deci am văzut-o montată în numeroase țări, am să o ascult acum și în germană și îmi face plăcere că este produsă și programată acum în cadrul acestui festival. E o piesă târzie, în sensul că atunci când trăiam în România și scriam teatru cu febrilitate în perioada tinereții mele, tema iubirii nu exista pentru mine. Am scris despre manipularea prin cuvinte mari, despre, știu eu, omul strivit de putere. Abia când am ajuns în Franța, m-am instalat într-o altă logică și am scris prima mea piesă având ca temă deschisă dragostea, hazardul, iubirii, sentimentul. Sigur, totul e amestecat într-o dimensiune onirică care merge spre altceva. Dar las publicul să descopere ce se întâmplă în această poveste de dragoste. Care a fost pusă peste tot în lume, a fost tradusă, probabil că numai dumneavoastră ați văzut cine știe câte puneri în scenă. Cum e experiența asta? Să vezi același spectacol și să fie de fiecare dată altfel, pornind de la o piesă noastră scrisă în altă viață? Este adevărat că experiența mi se pare fabuloasă să văd această piesă, cum a fost cazul. Am văzut-o în Japonia, am văzut-o în Brazilia, am văzut-o în Anglia, am văzut-o, bineînțeles, în Franța. Deseori se juca. În China s-a jucat că e cu urși Panda. Nu, în China nu, dar am auzit-o în arabă, de pildă. Deci îmi spun, văzând că piesa este montată pe diverse continente și pe diverse meridiane ale lumii, că omul rămâne același peste tot, că sentimentele noastre sunt același peste tot, există o dimensiune universală în ceea ce numim marile teme și, în definitiv, emoția peste tot este aceeași, deși limbile sunt diferite. Am văzut-o, de pildă, în Iran, montată în condiții de tentativă evidentă de ocolire a cenzurii, pentru că acolo, pe scenă, nu se pot atinge un bărbat și o femeie, adică un actor și o actriță. Și cum scena, povestea începe într-un pat, când un artist, un saxofonist se trezește dimineața cu o femeie necunoscută în patul lui, regizorul a căutat o soluție pentru ca să nu se atingă cei doi și atunci ea e pe pat, iar el e sub pat. Și în felul acesta, doctrina coranică sau în sfârșit
integristă este respectată. E bine că el e sub pat. Da, patul există, ei sunt, doar că nu sunt la același, în același loc. Nu, mi-a adus multe satisfacții piesa asta, în plus este publicată în Franța de o editură prestigioasă, Actes Sud Papier, și s-a jucat foarte des și în România, o montare foarte longevivă la teatrul, un teatru, unde Cătălina Buzoianu a montat-o acum peste 10 ani. Cariera noastră se apropie de jumătate de secol, nu știu dacă vă dați seama, atâta, și, o perioadă în care... Ați adunat o suită impresionantă de superlative. În primul rând că sunteți al doilea dramaturg român după Eugen Ionescu, ca notorietate și ca expunere și număr de puneri în scenă în lume, traduceri, publicări, premii și așa mai departe. Întrebarea mea e, și văzându-vă propriile spectacole jucate în atâtea culturi diferite, în atâtea limbi, cum v-ați păstrat capul pe omeni? N-ați avut așa un moment în care să credeți că sunteți, nu știu, atât de genial încât să vă pierdeți simțul și uzurațiunii? Pot să vă spun cu mare sinceritate că până în 87, când am plecat din România, de fapt nu aveam nimic și voiam totuși, reușisem să public 3 volume de poezie, ceea ce fusese deja extraordinar, publicam piese, fragmente în reviste, dar piesele mele nu erau jucate, deci eram într-o logică de luptă și de muncă, iar când am ajuns în Franța, am intrat tot într-o logică de luptă și de muncă, pentru că am luat-o de la zero, am învățat să scriu în franceză, am scris texte în franceză, mi le-am tradus în românește, deci a fost o navetă continuă între cele două limbi. N-am avut niciodată luxul de a-mi spune, am reușit. Sincer să vă spun, acum de 3 luni de zile am statut de pensionar, în sensul că încep, deci să gust, reușit, în încep să gust ce înseamnă timpul, să-l ai totul, să-l ai al tău. Pentru că timp de 32 de ani, 33 de ani, deci am fost jurnalist un an la BBC și 32 de ani la Radio France International, deci am făcut două meserii cu mare plăcere, cea de jurnalist și cea de scriitor. Deci n-am avut timp nici de extaz, nici de bilanț. Acum pentru prima oară aș spune că încerc, învăț să-mi gestionez altfel timpul și, bineînțeles, am un șantier, mai multe piese, mai multe romane, sper să continui să scriu. Deci nu am avut timpul necesar și starea sufletească nici ca să mă entuziasmez de ceea ce fac. Sunt foarte lucid, vă asigur că știu bine ce competiție extraordinară este creativitatea, cultura peste tot. Și că niciodată partida nu e câștigată. Sigur, rămân cărțile, ea e câștigată dacă aceste cărți traversează timpul, traversează frontierele geografice, traversează frontierele de, între generații, dacă tinerii continuă să mă joace, înseamnă că e o reușită, dacă tematic rezistă în timp, deci bilanțul e pentru mult mai târziu. M-am uitat așa, fugitiv pe numărul de titluri publicate, că sunteți un scriitor care a activat în mai multe genuri și aveți vreo 6-7 cărți de poezie, vreo 6-7 romane, îl avem pe cel mai proaspăt, Un secol de ceață, Polirom, a apărut la finalul anului trecut, vom vorbi puțin mai târziu și despre el. Sunteți un autor prolific prin numărul destul de mare al pieselor de teatru. Cât chiar? Știți câte piese de teatru ați scris? N-aș putea spune că știu numărul. Poate că am scris, știu eu, o puzderie de piese scurte și probabil vreo 30 de piese lungi în 2 și 3 acte sau mai multe. Acum însă le public pe toate într-o colecție unificată la Tracus Arte. Deci mâine, de pildă, lansez primele 4 volume de teatru dintr-o integrală care va conține 9 volume. Deci este teatrul meu, am început pe la 16 ani. Deci să... 9 volume de teatru. Da, 9 volume de teatru, da, care au toate în jur de 350 de pagini. Am început în adolescență să iubesc acest gen literar. Pentru mine teatrul a fost înainte de toate un gen literar. Înainte de a vedea mari spectacole de teatru, de a descoperi ce înseamnă marea regie, eu m-am îndrăgostit de genul dramatic atare. Pentru că îmi plăcea să scriu. Scriam trecând de la un gen literar la altul, de la poezie la proză scurtă, mai târziu la roman, la eseu, și teatru era pentru mine un gen literar. Și în continuare sunt fascinat și trec de la un gen literar la altul.
Pare că sunt într-adevăr prolix, dar pot să vă spun și ce nu fac. N-am fost niciodată actor, n-am fost niciodată regizor. Deci am scris, trecând însă cu plăcere și chiar cu ușurință de la un gen la altul, pentru că, de fapt, materia mea este cuvântul. Ați deschis mai multe fronturi. Eu mă întorc la întrebarea, de fapt, al cărei preambul era cu numărul de cărți publicate. Câtă creativitate își permite un scriitor? Ați avut vreodată spaima că o să rămâneți fără stamină, fără idei, fără... Poate cineva să creeze la un nivel onorabil, la infinit? Nu știu. Nu știu ce se întâmplă după 66 de ani, vârsta pe care o am acum. Nu știu ce se poate întâmpla după 70 de ani, presupunând că ajungem cu toții, și nu știu care sunt energiile după o anumită vârstă. Până acum însă ele au funcționat, tot timpul am avut sentimentul că am ceva de scris, am ceva de spus, că sunt copleșit de noi subiecte. Faptul că am fost și jurnalist timp de 32 de ani, repet, la RFI și un an la BBC, subiectele au venit ca o avalanșă peste mine. Dacă în România încercam să ocolesc cenzura prin tehnici, aș spune, ținând de teatru absurdului, de teatru oniric, de teatru poetic, de tot felul de volute și, știu eu, metafore, mai târziu a venit peste mine teatru realist, pentru că am scris piese efectiv în cheie documentară sau realistă. Am scris o piesă despre femeile violate în Bosnia pe vremea războiului din fosta Iugoslavia. Am scris în 2015 o piesă despre fenomenul emigrației, despre avalanșele de migranți care au venit peste Europa. Am scris multe piese care țin de spațiul documentar, dar întotdeauna am păstrat în piesele mele o dimensiune poetică, deci a existat o legătură foarte organică între poezie, roman și teatru, iar unele personaje circulă dintr-un gen în altul și dintr-o piesă în alta. Deci n-am simțit niciodată penuria de inspirație, dimpotrivă am avut senzația că nu am destul timp ca să-mi duc la bun sfârșit șantierele, plus plăcerea de a traduce, de a mă autotraduce din franceză în română și din română în franceză, care continuă. Pentru că am scris teatru sistematic întâi în franceză din 87 încoace, romanele și poezia în românește, deci am fost un navetist disciplinat între cele două limbi, care m-au, o navetă care mi-a adus multe revelații. Aș putea spune că am redescoperit limba română datorită acestei navete. Vreau să vă întreb, ca traducător, dacă ați avut dificultăți cu autorul care sunteți, dacă ați avut neclarități în ceea ce vă privește. Sigur că da. Adică am început cu limba franceză oarecum. În ce măsură v-a strădat? Da, da. Aș spune că a scrie într-o altă limbă când ai 31 de ani nu este un lucru chiar ușor. Noroc că limba franceză este foarte apropiată totuși de structurile noastre latine, mentale. Eu cred că limba franceză face parte din codul nostru genetic, cultural al românilor. Am încercat să scriu și în limba engleză, pot să vă mărturisesc acum, și am descoperit că intram prea târziu în această zonă, pentru că limba engleză mi se pare că e organizată altfel. Există un slang pentru fiecare categorie socială care trebuie să stăpânești, dacă nu, se vede. Limba franceză e mai republicană, în sensul că m-am regăsit în ea destul de ușor. Sigur că are și ea capcanele ei. Cioran spunea că limba franceză a fost pentru el ca o cămașă de forță, că s-a simțit ca într-o cușcă, ceea ce e un lucru bun, pentru că lupta cu cușca este benefică pentru un scriitor care se reinventează stilistic deseori. Limba franceză este o limbă foarte generoasă. Sunt mulți scriitori străini care au venit și și-au găsit în interiorul limbii franceze propria, aș spune, cărare stilistică, ceea ce am făcut și eu. Eram însă prea bătrân, poate, între 87 la 31 de ani, să scriu roman direct în franceză, poate acum că am mai mult timp. Dar, încă o dată, pentru teatru, limba franceză a fost un dar de la Dumnezeu literaturii, pentru că în franceză, Cioran spunea, în franceză nu poți să devine nebun. Ori, structurându-mi piesele în limba franceză, mi-am dat seama că era mult mai precis în ceea ce voiam să transmit ca mesaj, nu puteam trișa prea mult, trebuia să fiu mai, aș spune, mai atent cu construcția frazei și cu construcția curbei dramatice pentru fiecare piesă și nu lăsam limba să divagheze pentru mine. Controlam eu din sărăcie, în timp ce limba română deseori
eu cunosc cazuri și sper să nu se supere confrații mei scriitori pentru mine. Deseori în limba franceză scrie deseori în limba română scrie limba pentru scriitor. Dar asta s-a întâmplat și cu Ionescu, la fel, cred că constrângerile limbii l-au condus în mod fericit către o anumită formulă lingvistică în piesele sale. Absolut, și se simte la el economia de mijloace, construcția, adică economia, sigur că el stăpânea franceza foarte bine, mama sa fusese franțuzoaică, deci era totuși franceza limbă maternă pentru el, deși prima limbă în care s-a afirmat ca scriitor a fost limba română. Dar se simte în ce scrie Ionescu această economie, precizie, o manieră carteziană de a structura textul și cu noutatea pe care o aduce el, bineînțeles, care vine, după părerea mea, tot din limba română sau mai ales din experiența sa românească, din ceea ce a trăit în România și din Caragiale, un autor pe care a încercat să-l traducă și în care a descoperit el, de fapt, comedia absurdă a limbajului. Ziceați mai devreme, vorbeam despre cum circulă temele sau personajele din poezie în teatru la dumneavoastră. De altfel, am avut tot timpul senzația, citind poezia dumneavoastră, că sunt niște scenete și citind teatru dumneavoastră că sunt mai degrabă niște poeme, ele fiind invers catalogate. Și cred că și în roman se vede asta și dacă, tocmai pentru că ați continuat să scrieți în paralel și poezie, și teatru, și roman, iată, cum subiectele sau temele își găsesc drumul către un gen sau altul? Cum le distribuiți? Da, aș spune că fiecare subiect cere o anumită abordare stilistică, își cere forma, deși după aceea eu pot să introduc, dacă vreau, tehnici din teatru în roman, tehnici din poezie în teatru și să folosesc, aș spune, această pricepere, această experiență pe care o are poetul, dramaturgul și romancierul pentru a sparge frontierele dintre genuri, ceea ce întotdeauna m-a ajutat. De pildă, într-o piesă foarte realistă despre emigrație, pot la un moment dat să introduc un moment de ruptură poetică, de evadare non-iric, fără să mă îndepărtez de tema respectivă, care este una dură, sau chiar într-o piesă despre război, la un moment dat pot să introduc un coșmar sau un vis care să spargă narațiunea foarte gravă și care te crispează, pentru că teatrul, eu când scriu piese de teatru, știu că scriu pentru un spectacol, de fapt. Eu scriu pentru oameni care vor veni după mine, un regizor, un actor, și care vor multiplica prin talentul lor ceea ce scriu eu, vor da noi valență unui text care e scris pe orizontală, deci las loc în ceea ce scriu și pentru intervenția celuilalt artist care vine și construiește spectacolul, dar în același timp încerc să scriu teatru și ca o pagină bună de literatură, care să-i satisfacă și pe cei care pur și simplu citesc, le place să citească și cumpără o piesă și consideră că își pot face ei regia și la sfârșit pot spune am citit o piesă bună care e scrisă bine. Deci aceste două planuri mă interesează, să las când scriu o piesă o bună pagină sau 70 de pagini de literatură de bună calitate, dar să las și spațiu pentru celălalt artist care îmi duce piesa spre public. Cam asta este strategia. Bineînțeles, cu romanul e mai simplu pentru că nu mai am nevoie de intermediar. Dispare regizorul, dispare actorul, romanul este un dialog direct între mine și cititor, ca și poezia de altfel. Am citit teoria aceasta dumneavoastră pe care ați exprimat-o într-un interviu trecut și aveam chiar o întrebare construită pornind de la acest răspuns. Nu considerați totuși că în acest caz al teatrului, tocmai pentru că există o suită de intermediari care ei înșiși sunt niște artiști, da, regizorul, scenograful, actorul, o piesă, un text literar are șanse mai mari să ajungă la oameni mai diferiți, din culturi diferite, tocmai pentru că nu sunteți singuri în acest angrenaj literar? Pe când cu romanul spuneți, da, nu e niciun intermediar, îl scrieți și rămâne aici. Poate mai avea un traducător. Dar piesa are dintr-o dată mai multe șanse de a fi diseminată în câmpuri culturale foarte diferite altfel. E mai ușor să joci o piesă în 30 de limbi decât să traduci un roman în 30 de limbi. Dar să știți că e ușor să scrii o piesă bună și să fie ratată de un regizor care nu este destul de pregătit pentru ea.
Am cunoscut... Mi s-a întâmplat? Toate situațiile posibile. Piese de ale mele care au fost, pe care le consider printre cele mai bune pe care le-am scris eu și care au fost montate, nu prost, uneori pe contrasens, e riscul dramaturgului, sau în alte împrejurări, să zicem, regizorii mi-au respectat textul până la virgulă, dar spectacolul n-a fost nemaipomenit. În alte situații i-am lăsat pe regizor să taie, să-și construiască din materia piesei mele propria materie pentru spectacol și să văd spectacole excepționale și eu să exist și eu în spectacol cu paginile mele. Deci e un mare mister, un spectacol reușit, un spectacol excepțional care emoționează, e un mare mister, este o întâlnire, aș spune, providențială între mai mulți artiști, nu? Să zicem autorul, regizorul, actorii, mai e și scenograful și mai e și publicul care trebuie să fie și el prezent și disponibil. Deci am cunoscut situații de durere profundă pe texte foarte bune și de încântare, tot pe texte bune care mi-au fost puțin sau chiar mai mult tăiate, chiar înjumătățite uneori. Deci principiul meu este că las pe regizor să se simtă liber. Dar vi s-a întâmplat să aveți piese mai puțin reușite pe care un regizor talentat să le ridice la un nivel pe care nu-l aveau? Sigur că e o întrebare foarte interesantă. Sigur că am și piese mai puțin reușite sau mai dificile sau mai speciale, care trebuiesc abordate cu mai multă atenție sau de care se îndrăgostesc mai puțin regizori. De pildă am o piesă care a fost montată o singură dată, cred, se numește Groapa din tavan, și mi-amintesc de o montare excepțională cu un regizor tânăr, acum mulți ani, în 96, la Timișoara, într-un loc neconvențional, într-o pivniță și, într-adevăr, știu că de piesa aceea nu se ating foarte repede regizorii, a mai fost o montare la radio și atunci am savurat, într-adevăr, capacitatea acelui regizor tânăr, îmi pare rău, mi-am uitat numele, sunt peste un sfert de secol de atunci, dar, da, am piese mai dificile, cred eu, care își așteaptă regizorii. Acum am avut o satisfacție enormă, de pildă, la Suceava, unde există un teatru care funcționează de 6 ani, un teatru municipal, unde Bottom Night, care are un spectacol minunat, Magnet, aici, la Teatrul German de Stat din Sibiu, care mi-a montat o piesă care se numește Requiem sau Întoarcerea acasă, în care nu a tăiat un cuvânt. El însumi spunând, e un poem, n-am putut să tai, și rezultatul este tulburător, este foarte multă emoție, mi-am spus, întâlnirea mea cu Botona este una providențială. Și cu echipa lui, pentru că nu a fost singur, nu? E scenografie, imagine, video, muzică. Deci, iată, ca autor de piese de teatru, continui să cred în miracol și să-l aștept. Și din când în când vine... Că am vorbit de relația cu regizorul, dar v-aș întreba despre relația dumneavoastră cu alți autori de piese de teatru. În ce măsură considerați că e firesc că dumneavoastră ați avut partea dumneavoastră de inspirație de la maestri? În ce măsură v-ați recunoscut în alți scriitori de teatru? Și vă întreb asta, am și o mică mărturisire. Când a apărut, eram eu student și au apărut primele două volume, cred că atunci erau integrale, la Cartea Românească 96 din teatru dumneavoastră și le-am citit integral. Am fost așa de intrigat și inspirat de formula asta de a face teatru, încât eu însumi am scris o piesă de teatru cu oameni care așteptau să se deschidă o sifonărie, stăteau toți trei cu sifoane și aveau o discuție din asta absurdă, mai mult sau mai puțin poetică, despre apă. Trebuie să recunoașteți că vă puteți recunoaște puțin în genul ăsta de scenetă. V-ați regăsit în tineri autori în vreun fel sau altul? În autorii tineri, sigur că mă regăsesc în teatrul documentar pe care îl face Gianina Cărbunariu sau teatrul social pe care îl face Mihaela Micaidov. Eu însumi am fost interesat și preocupat de acest filon. Inițial, când eram adolescent și scriam poezie, m-a interesat în România orice tip de literatură, cu excepția literaturii realist-socialiste. Adică tot ce puteam deși citi. Deși acum e foarte interesantă de vizitat. Probabil. De descifrat acum, da. De văzut dacă au rămas cheile, codurile aceleași. Deci tot ce era mai insolit, mai provocator sau mai, știu eu, subversiv, îmi plăcea.
Iar când am descoperit la lectură, că nu văzusem niciodată, așteptându-l pe Godot, să zicem, piesa jucată, am descoperit în secolul 20, când am dat, nu, Eugen Ionescu avea două volume de teatru traduse, cred că de prin anii 70, în românește. Când am dat de acele volume de teatru, când am citit Pirandello, când am citit Dürrenmatt, care exista în românește, m-am descoperit în această familie și mai ales în acest instrument de investigare a lumii, a contradicțiilor umane și a societății, care este teatrul absurdului. Dar când folosim acest termen, de fapt, noi îl folosim cu o mare comoditate în spate, pentru că există diverse nuanțe, dacă nu câte 50 sau câte sunt în acea carte. Ale culorii gri. E așa. Nuanțe. Deci sunt multe umbre. Nuanțe de absurd. Umbrele zicem, absurdului. Uite un titlu frumos. La Harold Pinter este ceva de o subtilitate, că nu știi în ce zonă ești, la unii mai puternic, la alții mai puțin. Mai târziu am descoperit pe Arabal, care nu era tradus în românește, pe Calafert, care nu era tradus în românește, dar pe mine m-a fascinat absurdul de la Caragiale și nu atât din teatrul său, cât din schițele și momentele sale. Eu cred că acolo am învățat eu întâi și întâi să scriu teatru, pentru că mă fascinau acele texte scurte dialogate, Căldură mare sau altele, în care era un ping-pong după două, trei minci, ca nu, dialogul, schimb de replici, aveai deja imagine, caracterul personajelor era creionat imediat, deci sunt multe sursele formării mele și marea poezie, în special poezia românească, adică din liceu eram fascinat de Nichita Stănescu, de Marin Sorescu, această capacitate a lui Nichita de a crea limbaj poetic m-a fascinat iarăși. Știu că la un moment dat Nichita exclama într-un interviu, spunea, de 7 ori știu limba română. Eu o știu acum de 2 ori, a doua oară am învățat-o prin franceză, dar m-a fascinat capacitatea multor scritori români de a transforma limba română până la a crea limbaj poetic sau poetici. Deci am navigat într-adevăr hrănindu-mă cu scritori. Nu lipsește din panoplie Kafka, pe care m-a foarte repede m-a marcat, sau Lotreanu. A scris și un roman despre Kafka. Exact. Sper că nu vă amintiți cu prea multă antipatie recenzia pe care am făcut-o romanului Domnul Cheie Eliberat, unde mi s-a părut că s-ar vite lucruri care mie atunci nu mi s-au părut că funcționau, dar Kafka e într-adevăr, mi se pare uluitor în ce măsură este constant prezent la toate generațiile de scriitori ca influență. Rare ori se întâmplă, sunt scriitori care vin, au momentul lor de glorie, moda lor și dispar și apoi îți aduce aminte, măi, era o vreme când toată lumea citea sau vorbea despre acest scriitor, cu Kafka este acolo, ca și Shakespeare. Da, și acum mă fascinează Kafka și când recitesc pagini din Kafka, eu consider sau cred că unii scriitori ne oferă niște instrumente de sondare a lumii, de sondare a eului profund și că aceste instrumente ne sunt necesare după aceea toată viața. Kafka sigur că este o lume, sunt subiecte, dar pentru mine e și o cheie de înțelegere a societății, că nu Kafka a inventat absurdul, istoria a inventat absurdul social sau toate aceste sisteme închise, aceste vase comunicante care până la urmă nu ies din interiorul lor, fără orizont, fără ferestre. Nu, el a simțit această construcție absurdă pe care a captat-o în romanele sale, nu în castelul, în procesul. La fel și teatrul pe care numim noi teatrul absurdului a captat această situație de alienare continuă, fără ieșire. Sigur că în literatura mea eu sunt ceva mai optimist, consider că omul mai găsește și ieșiri, de unde și comediile pe care le scriu din când în când, și dorința de a fi mai generos și cât se poate de umanist în mesajul pe care l-am, deși nu uit că în același timp greșelile trecutului revin, iată-ne din nou într-o situație absurdă cu războiul din Ucraina. Dacă îmi permiteți, ce spuneați dumneavoastră la începutul acestui an? Sunteți întrebat ce vă doriți pentru 2022.
și ziceți să scăpăm de pandemie. Poftim. Am scăpat, să scăpăm de Putin, dacă se poate acum. În schimb, acum 2 ani, 3 ani în urmă, ziceați că jurnalistul din, zice, citez, jurnalistul din mine are impresia că lumea se îndreaptă spre un dezastru. Uite că ați avut dreptate, din păcate. Da, jurnalistul care e mai pesimist consideră că multiplicarea crizelor nu este în favoarea optimistului din mine, care e scriitorul, care spune totuși omul are capacitate de a imagina soluții, de a se autodepăși. Să vedem dacă vom avea capacitate acum de a opri acest război, fără să cedăm în fața absurdității, a violenței primitive și a unui imperiu care folosește cele mai barbare instrumente de extindere a sa și de supraviețuire. Adică, deseori lansez acest concept care este foarte vag, dar mi se pare prețios, de inteligență colectivă. Vom reuși poate să găsim soluții dacă vom putea trece de la inteligența individuală la inteligența colectivă. Câte decenii vor mai fi necesare pentru a forja acest tip de inteligență, nu știu. Dar mi se pare că fără o mare contribuție, osmoză intelectuală, nu putem găsi soluții și nu putem găsi un limbaj comun. Pentru că tot ați invocat războiul și ce se întâmplă acum în Ucraina, pe finalul anilor 90, începutul anilor 2000, aveați o piesă care a făcut carieră și istorie la vremea ei, despre corpul femeii ca un câmp de luptă în războiul din Bosnia. Era, pentru, cel puțin pentru generația mea, eram atunci studenți, era prima dată când vedeam genul ăsta de abordare a istoriei într-o piesă de teatru. Iată că 20 și ceva de ani mai târziu sunteți pus în situația de a putea să scrieți aceeași piesă, doar mutând-o trei granițe mai încolo. Absolut. Ce se întâmpla în piesa mea plasată în Bosnia, se poate întâmpla în S-a întâmplat Ucraina, în Bucea. S-a întâmplat. De fapt, în această piesă, ceea ce am încercat și cred că mi-a ieșit, a fost, unul, să dau cuvântul femeilor, să vorbească femeile despre război și să captez puțin ideea de nebunie naționalistă și de clișee pe care și le aruncă unii altora diverse naționalități. Sigur că acum ne aflăm oarecum în altă situație, pentru că se știe mai bine acum unde e răul. Adică înfrângerea morală a Rusiei este din prima zi. E clară de pe 24 februarie. La ce bun? La ce bun? Aveți dreptate, la ce bun? Eu sunt într-o interogație continuă de pe 24 februarie încoace. Mă simt într-un fel chiar umilit ca scriitor, pentru că mă întreb la ce bun tot ce am scris, tot ce am sperat. Și numai dumneavoastră, dacă... toată omenirea până acum. Da, da, absolut. Sigur, scriitorii, artiștii nu pot opri barbaria, nici măcar, sigur, cei care sunt acolo în Rusia și care rezistă prin tăcere, nu cred că pot face mare lucru decât dacă fug sau dacă tac. Unii sunt obligați să se supună și să aprobe ceea ce face Putin. Deci suntem într-o situație de barbarie relansată. Credeam că s-a terminat cu războiul ca instrument de rezolvare a litigiilor în Europa secolului al XXI-lea. Și uite că nu s-a terminat și s-ar putea ca această fisură pe care o creează Putin să se adâncească și în democrația pe care am construit-o totuși cu migală și cu răbdare. Și nu știm cum vom ieși din această... Mai aveți energie, nervi să scrieți genul acela de teatru inspirat de noile realități? Sincer, nu știu. În acest moment nu am niciun subiect de piesă care să se potrivească, să capteze ceea ce se întâmplă în Ucraina și cu rușii. Aș scrie însă un text despre frică. Aș scrie, pentru că nu e prima dată, e adevărat, dar întrebarea mea este ce fac rușii, când se vor trezi rușii și dacă se vor trezi, dacă un întreg popor poate fi hipnotizat și până la ce punct. Aici mi se pare că este o materie, în ce moment se poate trezi rusul de rând, care poate că nu se va trezi niciodată, în ce moment un intelectual din Rusia îl poate trezi pe un om de rând din Rusia, până cât poate dura tăcerea. Deci mi se pare că acolo este materia care trebuie cercetată.
O materie, cum ziceam, care vă preocupă de foarte multă vreme din perioada comunistă, că faci când eu aici o listă cu niște teme recurente, cel puțin într-o primă parte a carierei dumneavoastră dramaturgice, cenzură, propagandă, manipulare, abuz, tortură, crime. V-ați ajuns în Franța unde mărturiseați că acolo vi s-a părut dintr-o dată că adevărata față a comunismului nu e cunoscută și v-ați simțit dator să îndreptați oarecum istoric pe, în domeniu cu instrumentele literare acest neajuns. Iată că da, tot acolo suntem, tot la manipularea unui stat, tot la frica populației. Am avut impresia în Franța, mai ales după ce am devenit jurnalist, după ce am citit mult, că procesul comunismului nu a fost făcut și nu în răsăritul Europei, unde totuși au apărut lucruri extraordinare, importante despre comunism. Nu a fost făcut procesul comunismului de către stânga occidentală, care a rămas cu ideea că, de fapt, doctrina comunistă este una impecabilă și că, de fapt, a fost prost aplicată. Deci, acolo mi se pare că există marea problemă și cu această stângă occidentală am încercat eu să mă lupt. La nivelul meu, scriind câteva piese precum Istoria comunismului povestită pentru bolnav mental. Pentru că mi s-a părut totuși că în Occident au existat totuși prea mulți idioți utili, ca să folosesc sintagma lui Lenin, care din entuziasm și din entuziasm umanist au crezut că trebuie sprijinit Stalin pentru că până la urmă paradisul pe pământ va fi creat și totul, ei au crezut că trebuie sprijinit Pol Pot, că până la urmă va fi creat paradisul pe pământ în Cambodgia și că trebuie sprijinit Mao, că până la urmă va fi creat paradisul pe pământ în China și că trebuie sprijinit Castro, că până la urmă va fi creat paradisul pe pământ în America Latină și niciodată acest paradis nu a fost creat, dar idioții utili, îmi pare rău că trebuie să folosesc acest concept, el apare de altfel în acest roman pentru că am și portrete de idioți utili, îmi pare foarte rău, dar acesta este numele pe care Lenin l-a atribuit acestor intelectuali de stânga din lumea liberă care au cauționat oroarea și metodele cele mai barbare. Deci nu s-a făcut acest proces și acum iată că putinismul este o sinteză între nazism, comunism, doctrină imperială, autohtonă, țaristă și ortodoxism radical dus până la cele mai negre pânze, ca să nu spun mai diabolice. Acest cocktail este o surpriză, dar ne explodează în figură. Că ziceați de stânga occidentală, eu cel puțin detectez o foarte amară ironie a istoriei cum stânga de astăzi a preluat niște metode care se foloseau în anii 50, în stalinism. Am văzut că și în asta ați abordat subiectul culturii anulării și alea astea care, firește că ele sunt motivate altfel, sunt puse în slujba unui bine evident, dar de fapt metodele sunt aceleași de a tria cumva opiniile oamenilor, de a le tăia, cum să zic, microfonul celor care ar putea să spună altceva, chit că întotdeauna dezbaterea dintre opinii mai bune, mai puțin bune, mai corecte, mai a existat dintotdeauna. Ideea asta de a avea la modul universal un discurs asupra căruia să cădem cu toții de acord în toate chestiunile mi se pare o utopie nefericită. Da, este ceea ce spunea Voltaire. Nu sunt de acord cu interlocutorul meu, dar mi-aș da și viața ca să-și poată exprima opinia. Aceasta ar fi pentru mine baza Bun, unei democrații. Bun, mai funcționează asta? S-ar se părea pare că stânga nu prea mai vrea s-ar părea să apere că democrația altfel. În diverse regiuni ale lumii libere, și mă refer la universitățile americane, nu mai funcționează sau există o cometă toxică care revine și care le interzice oamenilor să-și forjeze în continuare spiritul critic. Mi se pare un paradox sinistru, dar nici nu mă miră că în plin spațiu al libertății, acolo unde democrația a avut rădăcini și a creat rădăcini profunde, pot apărea astfel de aberații. Omul fiind o ființă contradictorie și societatea este o zonă contradictorie creată de oameni și aș spune că sunt un fel de abcese ale istoriei care apar. A lupta acum împotriva wokismului mi se pare la fel de important ca pe vremuri a lupta împotriva stalinismului, pentru că nu poți să impui
unor comunități, nu? Fericirea cu forța sau gândirea unică cu forța. De fiecare dată când s-au produs astfel de atrocități, au fost după aceea și oameni închiși, și oameni torturați și distruși și spiritul critic a regresat și democrația s-a prăbușit sau câtă libertate mai era s-a restrâns. Adică ceea ce numiți dumneavoastră cancel culture mi se pare de o toxicitate maximă și riscăm să pierdem dacă acceptăm cu naivitate și cu anumită toleranță toate aceste teorii, riscăm să pierdem, să ne pierdem libertatea. Mă gândesc la în ce măsură ce se întâmplă acum în Statele Unite cu abrogarea dreptului de a avort nu e cumva o radicalizare a confruntării celor două ideologii. Mi se pare evident. Pentru că sunt două extreme care parcă se confruntă mai violent decât oricând. Eu observ această fugă spre extreme și în diverse țări din Europa. Să ne gândim la recentele alegeri legislative din Franța, unde două partide extremiste, unul de extrema stângă și unul de extrema dreaptă, au creat un fel de balanță și în mijloc e un președinte centrist cu o forță. Dar mijlocul, moderația este deja are un nume rău astăzi. Da. Dar să vezi că în Franța pentru prima dată un partid de extremă dreaptă obține aproape 90 de locuri în Parlament și că el însuși este surprins de succesul său, e un șoc. Ca să nu mai spun că un întreg tineret s-a lăsat ambarcat de o personalitate, acest Mélenchon, care pentru mine este un personaj din Caragiale, este demagogul pur, este populismul de stânga, de extrema stângă, pur și dur. Ori un întreg tineret s-a lăsat îmbarcat sau sedus de această figură și de ideea că extrema stângă sau stânga radicală ar putea salva planeta prin alianță cu ecologia. Deci, forme de manipulare nu sunt incredibile. Dar nu sunt toți niște clovi? Nu vi se pare că lumea e condusă de, apropo, angajare de clovi, una dintre primele noastre piese? Boris Johnson în UK, Trump în America, Mélenchon în Franța, Bolsonaro în Brazilia. Nu sunt niște clovi toți fundamentali? Piesa mea, povestea regelui supărat pe clov. Sunt niște personaje pe care nu pot fi caricaturizate, pentru că ele sunt propria lor caricatură. Putem spune că au fost niște vremuri când regii erau regi și se foloseau de bufoni, de bufoni regali, pentru a oferi puțin oxigen politic și puțină libertate mulțimii. Bufonul era bufon și regele era rege. Între timp, bufonii au luat puterea, cum spuneți dumneavoastră, și au devenit bufoni macabri. Nu, acești clovni răi, acești clovni macabri au venit la putere. Seria a fost deschisă în Europa. Berlusconi e perfect, dar... Am uitat de Berlusconi, dar și alții. Cum să nu? Și mulți alții, tot un clovn a fost și e și Mélenchon, iar treptat, de pildă, dacă ne uităm la președinții Franței, de la al doilea război mondial până încoace, unii au avut o atitudine regală, De Gaulle, de exemplu, sau Pompidou. O atitudine regală a avut președintele socialist Mitterrand. Și după aia au început să apară nici elemente de clovnerie. Sarkozy era deja puțin clovn, nu? Chiar și Hollande cu mici elemente de clovnerie. Macron încearcă să restaureze atitudinea. Sigur că Trump este clovnul clovnilor. În directă filiație cu Mussolini. Bun, putem să-l băgăm și pe Hitler. Nu vi se pare așa, într-o meta-interpretare a realității, că din acest punct de vedere, tot ce se întâmplă politic e un mare omagiu adus burlescului și teatrului și literaturii. Nu vi se pare? Din punctul ăsta de vedere? Din punct de vedere... Conduc personajele? Sigur că avem impresia că lumea a deraiat și că, de fapt, sistemul mediatic în care trăim îi favorizează pe cei mai apți de a fi bufoni și clovni. Pentru că dacă n-ar exista imperii mediatice în spatele acestor bufoni politici, ei n-ar putea exista. Berlusconi avea imperiul său mediatic. Trump are și el imperiul său mediatic. Deci e așa s-au putut manifesta, de unde și concluzia că imperiile mediatice nu
servesc întotdeauna democrația și că democrația uneori nu are destule forme de contraputere pentru a stăpâni, a stăvili aceste imperii mediatice. Contraputere, asta mi-am notat. Teatrul este o contraputere, ceva ce a spus dumneavoastră. Mai mult decât orice altă artă? Sigur că e un fel de festival de teatru cum e acesta, un summit? Este o zonă de dezbatere și de forjare spiritului critic. Prin marea diversitate de spectacole, de abordări stilistice, de dezbatere, prin marea diversitate tematică. Toate acestea împreună sunt rană pentru forjarea spiritului critic. Cine vine, să zicem, un student sau un tânăr care are 18, 19, 20 de ani, încă în formare, care vine și stă o săptămână la Sibiu și vede câte două spectacole pe zi, la sfârșit are o imagine de ce înseamnă dialogul, ce înseamnă nu punerea în balanță a ideilor pro și contra. Deci, pentru mine, teatrul este formă de contraputere, măsura în care reprezintă o prelungire a școlii în formarea spiritului critic. Sigur că presa ar trebui să-și asume rolul de contraputere. După cum o formă de contraputere rămâne justiția. Dacă justiția nu este independentă, nu își poate duce la bun sfârșit misiunea. De unde și pledoaria mea pentru independența culturii, ca să mai zic, pentru independența mediilor de informare, a presei. Deci, noi la teatru ajutăm democrația să rămână pe linia de plutire. Mă gândeam acum, vorbim mai devreme despre clovnii care ne conduc, că ceea ce v-a adus înspre teatru, dacă îmi amintesc eu o poveste, o amintire de-a dumneavoastră, a fost întâlnirea cu un circ în Rădăuți. E bună amintirea mea? Este absolut extraordinară această amintire, pentru că, de fapt, revelația de unde a venit. De la faptul că acel circ care venea odată pe an în orașul Rădăuți perturba integral viața orașului. Pentru că, și repet asta cu mare plăcere, că mi-amintesc, când venea circul, noi copiii fugeam repede, era un teren viran la marginea orașului, să vedem cum se instalează cortul, să vedem caravanele, să vedem animalele, să vedem clovnii, să vedem cum se machiau artiștii și toată acea intervenție de insolit în viața orașului mi se părea că ne aducea un fel de libertate. Mai târziu am găsit formula prin care să sintetizez toate acele sentimente pe care le aveam. Artistul perturbator, profesionist de normalitate, de banalitate, de comoditate, de hipnoză, de supunere. Artistul aducea un fel de protest codat și cu el foarte multă libertate. Și timp de 3 zile era un fel de sărbătoare continuă. Oamenii se simțeau mai liberi și aveau acces la miracol, care, sigur, putea lua diverse forme. Mie personal nu-mi plăceau atât de mult trapeziște și nici dresorii, cât clovnii care își ratau numerele. Acolo simțeam eu această întâlnire dintre poezie și dramă și tragedie. Ascultându-mă vorbind, îmi cumva îmi întărește impresia că, și ne întoarce un pic la începuturile dumneavoastră, și poezie, dar și teatru, sunteți un obzecist de fapt foarte atipic. Nu semănați cu niciunul dintre ceilalți, deși ca generație, ca timp, sunteți situat acolo. Legenda spune că a lipsit foarte puțin să nu fiți să nu debutați în aer cu diamante. Tot acest angajament politic încă de la început și făcând și 30 de ani de publicistică, de jurnalism ulterior, toate lucrurile astea nu le-a mai repetat niciun alt obzecist la nivelul la care ați făcut dumneavoastră. Simțiți asta că ați fost un obzecist atipic? Poate că da. Bogdan Crețu, criticul și romancierul mai nou Bogdan Crețu, a scris de altfel o carte despre mine, care se numește Matei Visnec, un obzecist atipic. Da. Și nu știam cartea, acum apare cam văd de la el ideea. E prima sa carte, acum vreo 15 ani a scos, era foarte tânăr. Ce se întâmplă? Eu sunt membru fondator al Cenaclului de luni, am fost de la prima oră împreună cu colegii mei obzeciști acolo. Sigur că am tremurat citind poezia și așteptându-le părerea de fiecare dată, dar cred că în cadrul generației 80 am fost singurul care a scris teatru. Teatrul era singurul care a plecat din țară. Și probabil că da. Știu că am mai... Da.
Și am avut această experiență specială scriind mai multe genuri literare și teatru. Nu știu de ce teatrul era un gen literar abandonat de generația mea. Generația precedentă era încă foarte vigoroasă, nu era și teatrul lui Dumitru Radu Popescu, teatrul lui Dumitru Solomon, teatrul lui Iosif Naghiu, de altfel pe Iosif Naghiu l-am cunoscut foarte bine, mi-a deschis ușile, în sensul că eram la el în casă foarte des, a fost o întâlnire între două generații. Poate pentru că era o expunere mai mare. Teatru. În primul rând, problemele cu cenzura cu care dumneavoastră v-ați confruntat vreme de 10 ani, poate că ei n-au vrut să aibă de-a face cu așa ceva. Confruntarea cu cenzura era teribilă pentru un dramaturg, adică putea să fie hăcuit până la nimicirea lui totală, ceea ce am cunoscut și eu de altfel, și cred că tinerii scriitori nu mai aveau încredere în acest gen literar. Eu am avut o încredere viscerală că mi-a plăcut, nu? Punerea asta în pagină sub formă de text pus pe replici, asta mi-a plăcut, dar mi-a plăcut și teatrul ca atare, consumam teatru pe pâine, mergeam la toate spectacolele, eram fascinat de actori, de unii regizori, deci scriam în singurătatea mea, în mansardele în care am locuit la București, scriam pentru actori vii, scriam pentru Repan, scriam pentru Dinică, scriam pentru Margarita Pogonat, scriam pentru, știu, mulți actori care mă fascinau. Pentru Caramitu, mă fascinau și scriam pentru ei și după aceea aveam și energia de a-mi fotocopia, găseam modalități așa și de a-mi distribui textele și foarte repede le-au fost cunoscute, adică eu de prin 81-82 eram considerat un dramaturg important, nejucat însă. Legat de cenzură, vi s-a mai întâmplat în lumea liberă să vă confruntați cu vreun fel sau altul de cenzură? Sigur că da. În Statele Unite, de pildă, am avut o montare chiar în orașul Hollywood, într-un mic teatru, nu era, dar era în orașul Hollywood cu piesa mea, Angajare de Clov, și regizorul m-a sunat la un moment dat să-mi spună, Matei, producătorul meu îmi spune că nu e posibil așa ceva să moară un clov pe scenă. Nu, în America, poate în alte țări mor clov pe scenă, dar piesa ta în care moare la sfârșit un clov pe scenă este de neacceptat, nu trebuie să schimbăm. Zine, hai, putem să găsim o formulă, ambiguă, nu știu ce, dar nu, să nu moară. Bun, mai sunt și alte tipuri de cenzură prin neștiință, prin ignoranță, prin uneori, știu eu. Mă gândesc la cenzura, nu știu, piesele dumneavoastră politice despre comunism, într-o Franță încă nevindecată de iluzia comunismului. N-ați avut reacții de rezistență din partea francezilor? Să știți că în diverse teatre subvenționate din Franța, unde am trimis această piesă, ea a fost primită cu suspiciune. Dar a fost montată de companii independente și chiar destul de des și, de pildă, în acest moment, la festivalul de la Avignon, deci festivalul începe în jur de 6-7 iulie, există o trupă tânără care joacă în istoria comunismului povestită pentru bolnavi mental. Au jucat și anul trecut și reiau spectacolul și anul ăsta. Eu l-am văzut și acești tineri francezi mi-au mărturisit că, montând piesa mea, au și înțeles multe lucruri despre Europa de Răsărit, despre comunism, despre dialogul dificil uneori dintre Est și Vest. Domnule Vișnie, când ne apropiem de finalul discuției noastre, aș continua așa ore în șir. Am formulat pentru dumneavoastră un chestionar cu 10 întrebări, așa, mai mult sau mai puțin standard, niște jocuri de imaginație. Am făcut-o cu fiecare invitat zilele astea, o voi face și mâine când. Apropo, avem un invitat surpriză, nu știm exact, avem 3 pe listă, nu știm care va ajunge la timp în Sibiu, deci rămâneți aproape. Care a fost cartea copilăriei dumneavoastră din Rădăuți? Habar n-am în orașul Soarelui. Vă spun direct, Habar n-am în orașul Soarelui. E un scriitor rus, e un roman care m-a fascinat, că e un roman pentru copii. Uh-huh. Nu știu, eram în clasa a 5-a când l-am citit, poate a 4-a. Bumbița și Mâzgălici sunt două personaje care le țin minte de cât? De 50 și... De 50 de ani, nu, de 55 de ani, de mai mult timp. Despre ce carte ați spune că v-a deschis ochii? Kafka, Procesul. Un spectacol de teatru care v-a marcat? Un spectacol de teatru care m-a marcat, cred că este Maestru și Margareta, pe care l-am văzut când eram student la București. Pus de cine? De Cătălina Buzoianu. Profund, fiind și un autor rus, am înțeles atât de multe lucruri din acest spectacol. Ce înseamnă să fii subversiv și să nu poți fi cenzurat. Multe lucruri. Un clasic necitit.
Cred că nu l-am citit destul pe Proust. Pentru că în românește traducerea era foarte... era dificil, se întâmpla ceva cu Proust în românește. După aceea l-am citit pe sărite în franceză. În momentul ăsta e pe piața a treia traducere. După da. Barbu Cioculescu și Irina Mavrodin, Cristian Fulaș dă a treia traducere a lui Proust. Am impresia că am așteptat o nouă traducere în românește ca să-l gust pe Proust. Un dramaturg preferat. Fără îndoială că eu sunt, cum să zic, copilul lui Eugen Ionescu. Atât de mult mi-a plăcut când am citit piesele lui Ionescu și mi-a plăcut faptul că erau multe. Că la Beckett da. E una singură sau sunt da. Două. Ori cu Ionescu puteai să trăiești un an, doi ani, trei ani. Eu la Ionescu am o favorită dintre piesele lui care nu e foarte cunoscută, Noul Locatar. Oh. Aia mi se pare da. Cel mai puțin cunoscute, poate nici nu e bună, mare, habar n-am. Dar și are și niște piese pentru copii în care personajele spun didascaliile, adică niște răsturnări atât de extraordinare. Un dramaturg din istorie, mort viu, pe care l-ați invitat să vadă un spectacol după una dintre piesele dumneavoastră. Eu l-aș invita pe Aristofan să vadă un spectacol pe care, o piesă pe care am scris-o eu despre Lisistrata astăzi. Mi se pare că Aristofan cu Lisistrata lui a captat ceva, greva sexului ca să fie oprit războiul din Peloponez. Ceva absolut fabulos și se râdea la ora aceea în hohote și erau 20.000 de oameni care râdeau la o astfel de piesă. Tare mi-aș dori ca Aristofan să poată să vadă când va fi montată piesa mea despre Lisistrata, scrisă recent. Cine știe? Da. În ce carte ați trăi pentru o vreme? Să știți că eu însumi m-am gândit să scriu un roman în care o agenție oferă romane, cărți pentru eternitate. Și mi-am spus în ce carte mi-ar place să-mi petrec eternitatea. Uh-huh. Cred că mi-ar place să-mi petrec eternitatea într-un roman de Kafka, în Castelul. O, Doamne! Să mă învârt acolo prin spațiile acelea, căutând ieșirea, căutând speranța. Un spectacol văzut recent, poate aici la Sibiu, poate altundeva în țară, pe care l-ați recomandat celor care ne urmăresc acum. Pescărușul, montat de Eugen Jebeleanu la Teatrul Național din București. Este ultimul, cel mai recent spectacol care m-a tulburat profund și cred că a făcut un lucru minunat Jebeleanu în acest spectacol. O carte recent citită pe care ați recomanda-o? O carte recent, cartea lui Bogdan Crețu despre Nichita Stănescu, care este între roman și eseu. Biografia, eseu, romanțată. O invenție extraordinară, bazată și pe... Și nu o ziceți doar pentru că Bogdan Crețu a scris cartea aia despre dumneavoastră. A intrat în pielea lui Nichita, așa ca în filmul acela, în pielea lui John Malkovich, în filmul a intrat și e credibil. Pentru cei care l-au cunoscut pe Nichita și cazul meu, eu l-am crezut pe cuvânt pe Bogdan Crețu și am citit cu plăcere această carte. Și o ultimă întrebare. Dacă ați avea puterea să-l faceți pe Putin să vadă un spectacol de teatru, ce piesă ar fi pusă în scenă în fața lui? Cred că ar trebui pus Revizorul, pentru că este o piesă despre frica idiotă și despre cum cel care provoacă frica de fapt este gol, n-are nimic, este găunos, este un corupt. Cred că dacă ar fi pus să vadă Revizorul, dar nu odată la 10 ani, în fiecare zi ar trebui să vadă Putin. Așa ca în Portocala Mecanică, da, îi se fixează ploapele, exact, să nu poată urmări așa. Să vadă piesa unui rus care vorbește despre una din marile probleme ale rușilor. Domnule Vișniec, vă mulțumesc că ați venit la Fitz Talks. Cei care vor să vadă piesa dumneavoastră, Povestea urșilor Panda, pusă în scenă sâmbătă la Centrul Cultural Ion Besoiu de aici, vineri de la ora 14 la Biblioteca Județeană, o lectură dintr-o piesă nouă de a dumneavoastră. Ne regăsim mâine cu un invitat surpriză, nu știm cine e, dar în mod cert va ieși o discuție la fel de savuroasă ca și cele de până acum. Un festival plăcut în continuare. Mulțumesc că m-ați invitat și într-adevăr vin la aceste festival de peste 20 de ani, deci sunt aici.